Seara, dragi prieteni, bine v-am găsit. Eu, Olesia Paladi și echipa surpriză la tine acasă. Ne-am pornit cu drag la drum să aducem emoții frumoase celor ce dau să frumoase. Dar sunt o familie și desigur mai și găsesc localuri frumoase unde adună oamenii dragi să sărbătorească frumos sărbătorile frumoase de familie. Domnul Vasile Grosu este astăzi omageat și face 45 de ani frumos și buchetul vieții. Localul Noroc, orașul Bălți, găzduiește astăzi frumoasă sărbătoare și desigur refacem și noi prezență cu un la mulți ani care răsună din tot sufletul din partea oamenilor dragi care din păcate nu sunt fie aici. Ne-au încredințat nouă frumoasa și onorata surpriză pentru care am venit aici și încercăm cu tot sufletul și tot dragul pentru oamenii dragi să livrăm emoția într-așa fel, ca omul să se simtă surprins, ca omul să se simtă fericit și ca totodată să atingem struna sufletului omageaților spre care mergem de cât de 5 ani și jumătate. Haideți, dragii noștri, și aici să lăsăm emoțiile frumoase, să livrăm sufletește surprizele care ne sunt încredințate și din suflet să cântăm cu toții. Ce familie frumoasă, o iubire ca șalor, le dorim și mirim lor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, mai cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dorim. Și fericire la mulți ani să trăim. Zile senire și fericire la mulți ani să trăim. E viața numai o bine ca lumină să viețuiți pentru credință și fericire la mulți ani să trăim. Prezentare, surpriză la tine acasă, Olesia Paladi, oameni dragi pe care i-am cunoscut ceva anișoare în urmă și uitați-vă că vine rândul să venim și spre dumneavoastră, să livrăm ceea ce ați livrat dumneavoastră cândva, tot prin noi, să simțiți deja la sufletul dumneavoastră cum e să fii surprins și cum e să primești niște emoții din partea cuiva drag care cu tot sufletul astăzi au tins să ajungem aici cu o emoție frumoasă, cu niște daruri simbolice, dar totodată foarte importante, pentru că vin de la oameni foarte importanți. Dați-mi voie să vă întreb dacă intuiți din partea cui venim astăzi, la cei 25 de ani al lui domnul Vasile. Eu sunt dumneavoastră, dar dumneavoastră nu 45. Lăsați-mi așa. Am vrut să vă fac un pic să zâmbiți. Noi niciodată nu trebuie să ne rușinăm de anii care avem. Trebuie să mulțumim bunului Dumnezeu că ne-i-o dat, că-i trăim și ați ajuns la cei frumoși 45 când sunteți înconjurați de atâta lume frumoasă și dragă sufletului și să vă dea bunul Dumnezeu măcar încă 45 și tot așa să venim noi, să vă găsim alături de frumoasa minunată soție și cei oameni dragi. De ce nu? Păi de la acești oameni de la care vin astăzi. Vă spuneți, vă rog, din partea cui vin. Așa. N-a fost greu, cred. Două perechi aici și a treia lipsești. Vedeți, noi am reușit afară. Noi am reușit afară să facem și cunoștință. Am să-ți dea mai mare dragă să faci surprins cu așa complici. Unul ține buchetul, altul aduce microfonul, altul șoptește din partea cui venim. Așa. Domn Vasile, noi venim aici cu drag și suflet, cu zâmbete. Desigur, facem echipă. Cu zâmbete și cu multă căldură sufletească din partea a două suflete frumoase. Au zis așa, suntem cei mai mici finișuri din trei perechi. Sunt departe, în Germania, la moment în Italia. Așa, vedeți că știu toată informația. Și astăzi, din păcate, nu sunt alături de dumneavoastră să mâne ei aceste daruri frumoase minunaților nași, despre care au spus atâtea cuvinte de laudă și atâtea cuvinte frumoase. Și
mi-au zis să transmit așa. Azi în zi de sărbătoare, când în cap de masă nu sunt și ei, să simțiți cu sufletul. Că cei cu sufletul și gândul sunt alături de cei mai minunați, cei mai frumoși, cei mai dragi oameni sufletului lor, care le sunt de ceva anișori părinți spirituali. Și azi, cu drag și suflet și multă căldură, vă trimit aceste daruri frumoase pentru amândoi, pentru că în egală măsură îl iubesc pe nașul celul maghiar, dar și pe nașa cea care de fiecare dată, cu brațele calde de om cald, a știut să-i primească pe fiecare, căci nu degeaba aveți trei perechi de fiind, căci la casa de oameni buni Dumnezeu face minuni. Așa, și mai aduci și oameni străinei care vă-i face ai dumneavoastră. Azi, din partea celor ai dumneavoastră, trei perechi de finuți, Ion și Iulia, venim cu drag să vă spunem la mulți ani! Mai avem aici un buchețel pentru o micuță prințesă. Așa. Uite, fine, cu drag, să îi zică sărbători frumoase. Deci se apropie sărbătorile de iarnă și astăzi au știu că e să fie așa frumoasă, așa splendid aici lângă mami și tate și au văzut ce e frumos, să-ți transmită floricele frumoase așa cum ești și tu și să-ți dea bunul Dumnezeu ca viața ta să-ți fie înflorită, ca calea vieții să-ți fie înflorită, iar acești părinți frumoși ai tăi ca florile să-ți facă și ție viața frumoasă, colorată, așa cum au vrut să-ți transmită acești finișoare ai voștri, Ion și Iulia. Anuți ani cu lui. De suflet vă transmitem urări de bine din partea lor, Ion și Iulia, sănătate în primul rând, dragoste în familia dumneavoastră așa cum au descoperit-o ei de atunci de când vă cunosc, să rămâneți acel exemplu de demn de urmat cum și sunteți pentru ei, pentru oamenii care vă stimează, care vă duc numele frumos așa cu mândrie și să-i iertați când greșesc, să-i îndrumați când nu are cine să o facă. Dar atâta timp cât sunt părinții, cât sunt nași, cu siguranță calea lor este luminată întotdeauna cu gânduri bune și senine și cu un înger frumos, călăuzitor, păzitor. La mulți ani, domn Vasile, și acum fix ca mine, vorbiți mult, tare și repede, cu un mesaj de mulțumire pentru ei. Mulțumim foarte frumos și așa, data viitoare. La mulți ani și chiar să vă aplaudăm. Cu o dedicație muzicală, cu mare drag, vine lumea să susțină într-un dans. Din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mama, nașa. Cine-a cununat din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul. Cine-i prea frumoasă doamnă și de azi a doua mamă, nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie.